Bun, în acest video vreau să vorbim un pic despre BIM, că tot este actuală această temă acum. Din ce în ce mai mulți încep să implementeze chestia asta, da? Adică integrarea softurilor într-un sistem universal BIM, adică crearea unui model solid în care oricine, orice departament poate să introducă datele sale, da, proiectul său, de exemplu, drumurile. Bag drumurile, podare bag podurile, da? Și totul este mai ușor de controlat. Da? Și Istramul la fel a implementat chestia asta bine. Eu nu prea m-am jucat cu el, dar o să încercăm acum să vedem ce poate face. O să mai tai o dată transversale. În mod normal, din ce înțeleg eu, pur și simplu export un model solid. Da? O să-l desenez și la BIM aici i-am generat eu ceva, dar nu trebuia să genereze. Generare. A generat ceva și ăsta este modelul 3D, da, pe care l-a generat. Și probabil ăsta deja se poate exporta pentru alții, da. Aici sunt sistem rutier de bleu, nu știu ce, deci nu prea m-am jucat, dar ăsta este modelul 3D. Și nu mai știu ce. Aici sunt străzile, axele și se poate scoate în format DVG sau alte formate.